Bun găsit tuturor, sunt Georgiana Iniță, iar dumneavoastră urmăriți interviurile Spectacola. Astăzi vorbim despre o afecțiune rară, poate nu chiar atât de rară, având în vedere că astăzi vor fi prezente două persoane care sunt diagnosticate cu această boală. Este vorba de intoleranța la histamină. Poate vă sună cunoscut după ce ați auzit de povestea Adei, artista care se confruntă de un an de zile, dacă nu mă înșel, cu această problemă, pe care a descoperit-o destul de greu. Alături de noi astăzi sunt Ada. Bună, Ada, îți mulțumim că ai acceptat invitația. Mare drag. Și sufletul nostru merge către tine în tot acest an greu în care te-ai confruntat cu toate aceste probleme. Și alături de noi este și domnul doctor Rareș Simu, imunolog și alergolog, care ne va explica în termen medical și ne va ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă această boală, cum o putem diagnostica, cum putem recunoaște simptomele, dar și mai important, cum o putem trata, cum putem ajunge să fim bine. Bun, vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi, domnule doctor. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Ada, toată lumea a rămas un pic șocată de imaginile pe care le-ai postat pe rețelele de socializare la începutul acestui drum, să-i spunem. Te-ai trezit cu un dermografism, o urticarie destul de atipică, care te-a băgat în spital, așa să-i spun în termeni cât mai simpli. Ai ajuns la spital, la urgență, cu o urticarie pe care nu știai de ce o ai. Problema nu a fost doar urticarea dermografică, dermografismul mai pe scurt. Eu nu știam în ziua respectivă când mi s-a făcut rău ce mi se întâmplă. Problema reală a fost edemul care s-a făcut în gât, pentru că, din păcate, la urticarea cronică, și domnul doctor cred că ne poate spune cel mai bine, la urticarea de genul ăsta apar și edeme, uneori în tălpi, în zonele de presiune, dar uneori și în gât. Eu am simțit atunci că mă sufoc, simțeam că mi se îngustează efectiv gâtul, și de aceea am ajuns la urgențe. Cumva edemul m-a speriat mai tare decât erupția propriu-zisă. Și la acel moment, medicii ce ți-au spus când te-ai prezentat la... Avem chiar o imagine cu exact acea situație cu urticaria pe care cu care te-ai confruntat atunci. Ce ți-au spus medicii de la urgență în acele momente? Care ți-au dat o explicație? Care ar putea fi cauza? Te-au îndrumat unde să mergi să faci mai multe investigații pentru a afla care e cauza? În primul rând mi-au acordat primul ajutor, asta înseamnă cortizon hemisucinat, mă rog, pe perfuzii. Mi-au făcut ceva injecții, mi-au făcut analize. Ciudat era că IgE-ul era destul de mic, inclusiv când am avut erupțiile acelea foarte puternice, dar și a doua zi sau a treia zi după episod știu că am fost la analize și cumva acea analiză nu indica faptul că aș avea o alergie severă în acel moment. M-au întrebat, evident, dacă am mâncat ceva, dacă am schimbat șampon, parfum. Se gândeau la o alergie severă. Nu schimbasem absolut nimic. Și a fost foarte greu, pentru că nimeni nu știa exact ce am și de ce am acele reacții. Apoi m-au trimis la un consult de specialitate, la alergologie, unde, după mai multe discuții cu alergologul respectiv, am aflat cumva ce ar fi putut să îmi declanșeze reacția aceea violentă și mi-a spus că o să-mi revin în scurt timp. Am ajuns acasă, am continuat injecții cu dexametazonă, apoi pastile cu medrol. Bănuiesc că putem spune numele medicamentelor, nu? Sau? Este regulat, atâta vreme cât l-ai avut sub prescripția medicului... Cortizon, ca să fie mai pe scurt. Mai general. Mai... Nu, eu spuneam asta și pentru domnul doctor. Da. Așa. Antihistaminice diferite, le alternam. Nu m-am făcut bine. Am ajuns cu complicații inclusiv la rinichi, aveam dureri foarte, foarte puternice. După vreo săptămână, după episodul alergic, care de fapt nu era alergic, am aflat ulterior. Am avut momente în care nu puteam să respir, am făcut aerosol și medicul de familie mi-a dat inclusiv un spray pentru astm, pentru că nu puteam să trag aer. M-am liniștit și a luat mama liber, mama care este asistentă, mi-a făcut injecția acasă.
Și o lună de zile a fost crunt pentru că nu știam exact ce se întâmplă. După ce m-am liniștit, am început să fac analize peste analize peste analize, timp de 6 luni, ca să zic așa pe scurt. Am aflat cumva cauza pentru care s-a declanșat. Ce a declanșat? Exact. Este vorba despre o disbioză foarte puternică intestinală. Intoleranța la histamină nu a fost foarte clară de la început, pentru că la mine în sânge era în valori normale. În schimb, în intestin nu era în valori normale, histamina mă refer. Iar eu genetic am o mutație heterozigotă, asta înseamnă că nu am suficiente enzime să degradez histamina în exces. Având peretele intestinal permeabil, toată histamina de acolo migrează și ajunge în organism. Adică eu, chiar dacă am nivelul DAO cumva normal în sânge, tot nu e suficient. Și nu mi se poate pune un diagnostic concret de intoleranță la histamină doar după acea valoare. Cumva predispoziția mea genetică și ceea ce se întâmplă la nivel intestinal din cauza alimentelor pe care le-am consumat până acum, pastilelor pe care le-am luat, factorul genetic, stres, oboseală și așa mai departe, au dus cumva la un cumul de factori ce au declanșat un răspuns ciudat al corpului, cumva a luat o razna corpul, mai pe românește. Adică asta, la concluzia asta am ajuns după un an de căutări și... Și o să vorbim mai pe larg, pentru că aș vrea să trecem așa prin toate și să vorbim foarte mult și despre regimul alimentar care a fost crunt și încă mai este. Dar aș vrea să ne explice domnul doctor Rareș Simu în termen medical, în termen clinici, cât să înțeleagă și oamenii ce înseamnă această afecțiune și care este motivul, care ar putea fi cauzele care ar putea să o declanșeze. După câte înțeleg din descrierea pe care a făcut-o invitata noastră, s-ar putea în cazul acesta să fie o formă mai rară de intoleranță la histamină. Există două tipuri de analize care se pot face. Majoritatea laboratoarelor se face activitatea diaminoxidazei ca și termen generic, dar de fapt se dozează nivelul enzimei ca atare și există și posibilitatea să dozezi activitatea diaminoxidazei, adică activitatea enzimei. Repet, la majoritatea laboratoarelor termenul acesta generic de activitatea diaminoxidazei de fapt evidențiază nivelul enzimei în sânge. Și există situații foarte rare, cum probabil că este cazul invitatei dumneavoastră, în care nivelul enzimei este bun, dar activitatea enzimei este deficitară. Și bănuiesc că asta este situația, pentru că, din câte am înțeles, s-a făcut și testarea genetică pentru intoleranța la histamină și au ieșit pozitive mutațiile respective. Bănuiesc că la asta vă referiți când spuneți că aveți o mutație heterozigotă legată de diaminoxidază. Exact. Am făcut genotiparea PCR al genei diaminoxidazei. Și atunci asta poate să fie situația în cazul de față. În majoritatea cazurilor de intoleranțe la histamină este scăzut nivelul enzimei în sânge. El se cheamă, repet, generic la laboratoare, activitatea diaminoxidazei, pentru că, evident, atunci când nivelul enzimei este scăzut, este scăzută și activitatea implicit. Dar există aceste situații rare în care nivelul poate să fie bun, dar enzima respectivă nu are calitățile necesare, adică activitatea este scăzută. În acest caz, sigur că manifestările apar la un moment dat, de obicei când există o alimentație mai bogată în histamină sau în situația în care există, cum iarăși este cazul de față, o dereglare a florei intestinale care produce fermentație în exces. Histamina se produce
prin procese de fermentație, în special fermentație a proteinelor, pentru că ea are ca precursor un aminoacid care provine din proteine, în general proteine animale, dar sigur pot fi și anumite proteine vegetale. Și atunci, alimentele care conțin acești aminoacizi, pentru că flora intestinală este dereglată, încep să intre în proces de fermentație la nivelul intestinului, crește cantitatea de histamină la nivelul intestinal și aceasta se absorbe în cantități mari în sânge, iar enzima care ar trebui să o degradeze, care este diaminoxidaza, chiar dacă, repet, cantitativ este la un nivel bun, activitatea redusă duce la acumularea excesului de histamină în organism. Sigur că histamina este un mediator important în organism. El intervine și la nivelul sistemului imunitar, în procesele de apărare. Intervine și la nivelul sistemului digestiv. Stimulează, histamina stimulează secrețiile gastrice. Intervine și la nivel respirator. Deci are roluri destul de complexe în organism. Problema este atunci când se rupe această balanță, acest echilibru între aport sau eliberare, pentru că pot să existe și deci creșterea nivelului de histamină din organism poate să provină și pe seama unei eliberări în exces în organism, nu doar prin aport alimentar. Adică pot fi și alte surse ale histaminei, alte căi ale histaminei de a crește. Din câte am citit... Histamina este sintetizată în organism și este stocată în anumite celule, în bazofile și mastocite de obicei. Și atunci când intervin anumite procese, cel mai tipic este mecanismul alergic, prin care se poate produce ruperea acestor granule în care e conținută histamina în interiorul celor două tipuri de celule, se eliberează în exces în organism. Pe lângă mecanismul alergic, pot să existe și mecanisme non-alergice prin care există o degranulare nespecifică a bazofilelor sau mastocitelor. Acestea sunt cele două tipuri de celule care conțin histamina. Și atunci, mecanismele prin care histamina poate crește în organism sunt prin aport extern sau în interiorul, prin secreție în exces sau prin eliminare în exces în organism. Și aici prin două mecanisme, IgE mediat și non-IgE mediat. Mecanismul IgE mediat înseamnă o reacție alergică, mecanismul non-IgE mediat înseamnă o reacție non-alergică. Spuneam la începutul discuției noastre că vorbim despre o afecțiune rară. Cât de rară este această afecțiune? Cum vă confruntați dumneavoastră ca medic cu această afecțiune? Aveți foarte mulți pacienți care vin la cabinet. Cum este parcursul lor pentru a-și diagnostica boala? Vorbeam mai devreme de simptomatologie și spunea și Ada că i-a fost destul de durată, să spunem, procesul, nu neapărat dificil, ca să descopere că are această afecțiune. Dacă îmi puneați această întrebare acum 10 ani, vă răspundeam că este o afecțiune rară. Dar în ultima perioadă am observat o creștere a frecvenței acestui tip de patologie în rândul pacienților. Sigur, motivele sunt... Asta voiam să vă întreb, motivele. Ce se întâmplă dintr-o dată această boală extrem de rară ajunge să fie, iată că astăzi avem doi oameni la aceeași masă cu această afecțiune? Ca să vă dau un răspuns simplist, pot să mă refer doar la ultima perioadă de 2 ani de zile, de când există această pandemie cu coronavirus. Pentru că se întâmplă de multe ori ca în timpul infecției cu coronavirus sau chiar după, deci ca sechele după infecția cu coronavirus,
să apară această problemă de urticarie, dermografism, prin acest mecanism de scădere a diaminoxidazei. Diaminoxidaza poate să fie scăzută prin acele modificări genetice de care vorbea și invitata dumneavoastră, dar există și scăderea ale diaminoxidazei sau deficit de diaminoxidaze dobândite. Aceste situații se întâlnesc în toate cazurile în care există o inflamație la nivel gastrointestinal, în special la nivel intestinal, pentru că diaminoxidaza se secretă la acest nivel, în membrana plasmatică a celulelor epiteliale, inclusiv de la nivelul mucoasei intestinale. Atunci când există un proces inflamator la acest nivel, sigur că se distruge această mucoasă și atunci scade semnificativ secreția de diaminoxidază. După ce se rezolvă procesul inflamator, mai devreme sau mai târziu, nivelul diaminoxidazei poate să revină la normal. În situația fericită în care nu este acel deficit ereditar. Asta ar însemna, practic, pacientul că ar trebui să țină un regim cam toată viața lui. Dacă vorbim de influența ereditară, da. Dar și aici există anumite tratamente care pot să ușureze foarte mult viața pacienților și eu am pacienți cu deficit ereditar, cu nivelul diaminoxidazei sub 3. Aici ar fi pragul la care de obicei este sugerat cauza ereditară sau genetică. Deci cu un nivel foarte scăzut de diaminoxidază și cu un anumit tratament care poate să dureze, sigur, 3-6 luni, poate chiar un an, dar poți să aibă o viață normală și un regim alimentar normal, fără restricții. O să vă întreb dacă puteți să ne spuneți, nu neapărat să dați o rețetă, însă ca tratament ce înseamnă? Înseamnă tratament medicamentos cu un regim alimentar alăturat? Sau există un medicament care poate să țină locul regimului și persoana în cauză practic să ia acel medicament și să mănânce normal? Tratament medicamentos, din păcate, nu există pentru refacerea nivelului diaminoxidazei, dacă vorbim de acea situație genetică. Dacă vorbim de cazul de deficit sau intoleranță dobândită, sigur că există tratamente specifice pentru afecțiunile care au cauzat acest. Pentru a trata, exact, și în momentul în care se rezolvă problema aia, practic dispare și problema asta. Dar aici se pretează pacienții cu această problemă, se pretează foarte bine la tratamentul complementar sau alternativ, cum vreți să-l denumiți, prin care se fac anumite tratamente sau cure cu remedii homeopate sau cu suplimente, cu extracte din plante. Există și, de altfel, și un supliment alimentar prin care se administrează enzima extrasă de la animal, de la porc. Și atunci se suplimentează deficitul de diaminoxidază proprie prin aportul suplimentar, prin aceste suplimente alimentare. Sigur că genul acesta de terapie, adică suplimentarea enzimei, se pretează la cazurile ușoare. Atunci când vorbim de cazuri severe, cum înțeleg că a fost cazul doamnei Ada, nu este suficient doar acest supliment. Revenind la anul acesta, nu știu cum să îi pun așa o etichetă, anul prin care ai trecut, Ada, aș vrea să vorbim un pic despre ce a însemnat acest regim alimentar. Pentru că foarte multă lume a complimentat-o pe Ada pentru noua ei siluetă, pentru că slăbea, pentru că tot arăta din ce în ce mai bine, poate. Dar puțină lume știe chinul prin care a trecut în spate și restricțiile alimentare pe care le-a avut. În primul rând vreau să subliniez faptul că mă simt mult mai bine și am învățat să trăiesc așa și să nu mă consider bolnavă. M-am luptat psihic să ajung la stadiul acesta
După câteva luni am înțeles că aceste afecțiuni care cumva au fost, eu cred că la mine totuși, deși am acea mutație genetică, eu cred că totuși au fost un cumul de factori care au declanșat aceste afecțiuni cumva legate, histamina și urticaria. O iau ca pe o experiență pozitivă, peste care o să trec la un moment dat. Mă bucur că mi s-au deschis ochii, mă bucur că pe lângă această urticarie și această intoleranță am reușit să îmi vindec alte afecțiuni de care nu știam cu ajutorul regimului alimentar. Mă bucur că mi-am dat seama cum funcționează corpul meu și ce trebuie să fac de acum înainte, să-i arăt respect și iubire. Să mănânc doar ceea ce este sănătos pentru el, să-mi doresc să trăiesc 100 de ani și să fiu sănătoasă. Într-adevăr, a fost un regim destul de strict, mai ales la început, când trăiam zilnic cu frică că mi se poate întâmpla ceva. Cred că asta a fost cel mai greu, de fapt. Toată presiunea psihică pe care aceste afecțiuni SF, erau SF pentru mine la început, nu înțelegeam ce înseamnă, au pus o presiune psihică foarte mare pe mine. Frica m-a distrus câteva luni de zile, însă ușor, ușor am început să accept și să-mi dau seama că dacă ceva nu-i face bine corpului meu, pur și simplu nu trebuie să mănânc acel ceva, chiar dacă mi-e poftă, chiar dacă îmi doresc. Și aici vorbim de o listă foarte lungă de alimente și nu numai alimente care trebuie evitate în regimul pentru intoleranța la histamină. Și nu neapărat alimente nesănătoase, ci și alimente extrem de sănătoase, dar care conțin histamină în cantitate mai mare. Și în cazul meu, din câte am înțeles și din câte am discutat și cu doctorii care au avut grijă de mine, era mai periculos să mănânc alimente care blochează enzima. Adică există alimente și medicamente care eliberează histamină sau conțin histamină, dar sunt și cele care blochează enzima DAO. Era mai periculos pentru mine să-mi blochez enzima decât să mănânc ceva cu puțină histamină. De exemplu, în acest an, când am ținut regimul foarte strict, am consumat cantități mici de caju. Cajuul are histamină. Am încercat cumva să introduc cantități micuțe de histamină, iar acum am început să introduc cantități mai mari, pentru că nici nu vreau să-mi lenevesc, mai pe românește, dau de tot. Nu e bine nici să-l ții prea... Domnul doctor poate să explice cel mai bine cred că lucrurile astea. Eu nu știu medic, vorbesc din experiența mea. Diamin oxidază este o enzimă de inducție, adică ea, nivelul ei crește pe măsură ce nivelul de histamină din organism crește. Și atunci trebuie un balans foarte bun între regim, pentru că un regim foarte strict poate să ducă la scăderea și mai drastică a diaminoxidazei, pentru că ea fiind o enzimă de inducție, adică se secretă pe măsură ce crește cantitatea de histamină în organism, dacă organismul nu mai primește histamină sau scade foarte mult aportul de histamină, ea poate să scadă și mai mult decât la nivelul la care a fost detectată inițial. Pentru că nu este nevoie de ea și ea practic exact. E nevoie de un balans foarte bun. Există și situații de altfel în care nivelul de histamină, nivelul diaminoxidazei nu este foarte scăzut, este undeva la limită, dar nu poate crește prea mult. Adică dacă există un exces de histamină în alimentație, chiar dacă în mod normal organismul tolerează histamina respectivă pentru că nivelul diaminoxidazei este suficient, în momentul în care există un exces de histamină, nivelul ei nu mai poate să crească. Și foarte probabil că acesta este de fapt cazul doamnei Ada și de aceea este foarte important acest echilibru între alimentele care conțin histamină, care eliberează histamină, trebuie foarte bine analizat și recomandat regimul respectiv. Aș vrea să vorbim un pic și despre aceste alimente și ne rezumăm la alimente, pentru că lista cu nu știu, medicamente și așa mai departe, acolo e o listă mult mai lungă și mai complicată. Însă aș vrea să menționăm câteva alimente care sunt poate cel mai bine de evitat în această situație.
Ele sunt și ele foarte multe. Eu nu le rețin pe de rost, am o listă acasă pe care mă uit frecvent și cel puțin la început, că spunea și Ada că la început primele luni au fost mai dificil din punct de vedere psihic. Îmi amintesc că îmi era foarte dificil să povestesc și altcuiva despre problema pe care, cu care mă confruntam, inclusiv din cauza faptului că erau greu de pronunțat până și denumirile, să spun ce problemă am. Deci care ar fi, să spunem, cele mai riscante alimente în acest regim? Ciocolata. Alcoolul. Cacao, alcool, murături. Da. Acestea sunt, într-adevăr, mai ales ciocolata, alcoolul și din categoria celor care eliberează histamină. Nu neapărat, nu conțin neapărat histamină. Există, sigur, tabele sau liste cu scorul la histamină al fiecărui aliment. Sunt clasificate de la 0 la 4 și pentru cei care au intoleranță la histamină sunt indicate alimentele cu scor 0 sau cel mult 1. Asta, sigur, în funcție și de severitatea manifestărilor. Ca și reguli așa simple, care să nu fie foarte complicate și să putem să le explicăm pe scurt. Orice aliment care conține proteine și care este păstrat o perioadă de timp în condiții nu foarte, adică nu este congelat, de fapt, poate să aibă un conținut ridicat de histamină. Și atunci toate mâncărurile trebuie consumate de către acești pacienți cât mai proaspăt pregătite și din alimente cât mai proaspete. Și totul cam foarte aproape de natural, să-i spun, adică foarte puțin sau mai deloc procesate. Deci cumva ne întoarcem cu acest regim cam la alimentația străbunicilor. Toți aditivii alimentari sau coloranții sau substanțele chimice care se mai folosesc în industria alimentară, chiar dacă ele în sine nu conțin neapărat histamină. Histamina este amină biogenă, așa se cheamă. Există substanțe asemănătoare ca structură cu histamina, printre acești coloranți sau conservanți, care pot să provoace și ele probleme. Dar mai mult, majoritatea coloranților și conservanților pot să provoace acea eliberare de histamină, deci sunt eliberatori de histamină prin degranularea nespecifică a mastocitelor și sau bazofilelor. Deci e foarte important, într-adevăr, ca alimentele să fie și proaspete și cât mai naturale și cât mai puțin păstrate în condiții improprii. Nu, spuneți, nu vă întrerup. O mențiune specială și pentru produsele congelate, pentru că la un moment dat am avut o dispută cu un medic, nu neapărat trebuie să menționez numele, care eu am spus că aceste produse congelate nu sunt potrivite pentru pacienții cu intoleranță la histamină, deși metoda aceasta de păstrare, congelarea, teoretic, ar trebui să blocheze procesele de fermentare prin care apare histamina. Dar problema cu aceste produse congelate este că ele nu sunt chiar congelate natural 100%, ci au un adaos de substanțe care să le facă să se preteze la această congelare, la păstrarea calităților organoleptice prin congelare și decongelare. Unul la mână și doi la mână, procesul sau fluxul tehnologic, fluxul de frig, nu este totdeauna posibil să respecti 100%. Și atunci procesul ăsta prin care de obicei trec aceste procese de congelare, decongelare, congelare și după aceea preparare, sigur că duce la creșterea, pe de o parte, a riscului de a avea un nivel crescut de histamină, pe de altă parte poate duce și la un proces de denaturare a proteinelor proprii care pot avea un impact negativ asupra mucoasei intestinale. Vorbea la început doamna Ada de acel intestin permeabil care
are printre cauze tocmai acțiunea agresivă a proteinelor asupra mucoasei intestinale și cu cât o proteină este mai denaturată, adică structura ei nu respectă structura naturală inițială, este mai agresivă pentru mucoasa intestinală. Eu voiam să vă întreb și de riscuri pe termen lung cu această afecțiune. Dacă nu o descoperi, dacă nu te tratezi și efectiv trăiești cu ea, trăiești cu aceste simptome care sunt destul de multe și destul de diferite de la o persoană la alta, adică poate, de exemplu, Adei i-a apărut acest dermografism. A avut simptome cu mulți ani înainte, dar le asociam cu altceva. Exact. Vorbim și de simptome la nivel de stare emoțională, poate anxietate. Dacă mâncam ciocolată, foarte ciudat. Deci după ce mâncam ciocolată, aveam o stare ca și cum ar fi scăzut glicemia, ceea ce era ciudat că mâncasem ciocolată. Palpitații, tremurați, stări de rău. Exact, tahicardie, vorbim despre, am spus, anxietatea aceea care poate duce și ea, nu știu, la un bruxism, iarăși acea inflamație din organism și eu o să vă spun sincer, pe mine m-a trimis să mă caut de intoleranță alimentare un medic osteopat în urma unor probleme pe care le-am la genunchi. Mi s-a părut un pic SF, însă, într-adevăr, așa a fost. Totul este conectat în corpul nostru. Și care sunt până la urmă riscurile? Lăsând la o parte, nu știu, situația în care într-adevăr facem o reacție alergică și ajungem la urgență. Pe termen lung, aceste probleme din organism, cum se pot transforma? Ce complicații pot apărea? Pe termen lung, sigur că această afecțiune sau această boală pune probleme de afectare profundă a calității vieții. Deci chiar dacă nu este o boală de care se moare, putem spune doar în situații extreme, când poate apărea un angioedem glotic care se ducă la asfixie, dar situațiile de genul ăsta sunt extrem, extrem de rare. Deci, în primul rând, afectează profund calitatea vieții. Și apropo de ce afectează în organism, există mai multe tipuri de receptori de histamină. Există patru tipuri, de fapt. Există receptorii H1, care produc vasodilatație și secreție la nivelul mucoaselor sau inflamația mucoaselor. Există receptorii H2, care stimulează secreția gastrică și există receptori H3 și H4, care sunt situați la nivelul sistemului nervos central. Și atunci pacienții care au această afecțiune, intoleranță la histamină, de fapt asta este și una dintre modalitățile prin care se bănuiește clinic intoleranța la histamină, când există manifestări la nivelul tuturor acestor receptori. Adică manifestările la nivelul receptorilor de tip H1 apar tocmai prin această urticarie, prin angioedem, care apare la nivelul, inclusiv la nivelul mucoaselor, la nivelul laringelui și apare edemul glotic. Prin manifestări digestive, se manifestă prin sindrom dispeptic, adică tulburări de tip dureros sau balonări, prin diaree frecvent, crampe abdominale, la nivel respirator, poate să mimeze rinita cronică sau rinita alergică și chiar astmă. Adică pot apărea și crize de broncospasm la pacienții cu intoleranță la histamină în cazul consumului mare de histamină și poate cel mai grav la nivelul sistemului nervos, mai ales la nivelul sistemului nervos central, unde pot apărea manifestări de tulburări de memorie, lipsă de concentrare, amețeală, acea senzație de ceață pe creier, cum descriu pacienții, și care poate să afecteze cel mai mult calitatea vieții, în sensul de afectarea performanțelor profesionale și chiar și în alte circunstanțe, inclusiv în viața de zi cu zi și inclusiv legat de relațiile din familie. Pentru că poate să afecteze într-adevăr și starea emoțională,
pacienții sunt irascibili, nervoși sau pot chiar să aibă stări depresive. Și atunci, dacă privim la modul acesta, legat de calitatea vieții, sigur că ea poate să se încadreze la afecțiune grave. Repet, nu este o afecțiune invalidantă fizic neapărat, dar poate să pună probleme deosebite legate de această calitate a vieții, care este destul de afectată. Care mai departe poate duce la mai multe complicații și ați punctat foarte bine și aș vrea să o întreb pe Ada cum a fost anul acesta pentru tine din punctul acesta de vedere al relațiilor cu cei din jur. Ieșirile, ok, au fost poate un pic mai puține, că s-a nimerit să fie perioada asta pandemică și poate nu am mai mers la restaurant fizic așa cum se întâmpla odată. Cum au primit cei din jur diagnosticul tău și cum le-ai explicat? În primul rând, mi-a fost mie greu să-l înțeleg. Apoi să-l mai și explic celorlalți a fost și mai complicat. M-am documentat foarte bine, am citit, am discutat foarte mult cu doctori, lucrez cu un nutriționist cu care m-am și împrietenit. Mă bucur foarte tare că am dezvoltat și o relație de prietenie cu toți doctorii mei. Și i-am rugat să-mi explice ca unui copil ca să înțeleg exact tot ce trebuie să fac, tot ce am, tot ce se întâmplă în corpul meu. Și da, au fost cazuri când am mers la concerte și a trebuit să explic ospătarului de ce nu am voie aia și de ce îl rog să-mi facă carnea nu știu cum sau de ce l-am întrebat dacă a fost congelată și de când a fost congelată și de unde au cumpărat-o și așa mai departe, ca să fiu safe. În Grecia am fost în vacanță și oamenii de acolo au înțeles situația și mi-au tăiat un pui special pentru mine și mi-au pescuit pește direct din mare, pe care l-am și gătit la 20 de minute după ce a fost pescuit, pentru că la pește e foarte periculos. Toată histamina din intestinul peștelui, dacă nu-i scos intestinul imediat după ce a murit peștele, ajunge histamina în carne și atunci este o bombă pentru cei cu intoleranță. Deci au fost locuri unde a înțeles lumea despre ce este vorba și s-au mobilizat ca să mănânc proaspăt și bun. Eu mă bucur într-un fel că m-am trezit la realitate. Mi se pare că totul vine în viața asta cu un scop. Am început vindecarea și pe cale fizică la doctor, cu medicamente și mai departe, și pe cale naturală. Am făcut perfuzii cu vitamina C, cu injecții cu vitamina D3, pentru că era foarte scăzută. Și din câte mi-au spus doctorii, dacă ai vitamina C, care este un antioxidant și un antiinflamator puternic, poți să ții, dacă ai crescut în sânge, poți să ții și aceste simptome la un nivel mai latent, ca să zic așa. Vitamina D3 este foarte, foarte importantă. Pe lângă asta am început să fac și psihoterapie, pentru că vreau să accept, vreau să pot să trăiesc cu asta liniștită și împăcată și eu cred că mă pot vindeca. Și cred că când e vorba de această afecțiune, cumva tratamentul ar trebui să fie complex, să nu fie doar clinic cu pastile și mai departe, să fie și psihoterapie, să fie și natural. Cumva trebuie să schimbi viața. Vorbeai puțin mai devreme despre începutul acestui an cu acele câteva luni în care îți era frică pentru viața ta după ce ai trecut prin acel episod în care efectiv aveai acele demoni în gât. Și asta practic... Încă pot, da, recunosc că încă trăiesc cu această frică, pentru că acest edem mai apare din când în când, uneori mai mic, mai mare, adică cum îl simt eu în gât. Am observat că este declanșat inclusiv de emoție puternică, de stres, adică nu este declanșat neapărat de un aliment sau de ceva ce am băut sau... De asta zic, de asta mi-e frică încă, dar sunt convinsă și sunt gândesc pozitiv că va fi bine. O să stau toată viața mea probabil cu adrenalina în geantă și cu antihistaminicile și cu cortizonul, să le am acolo pentru orice eventualitate, însă vreau să văd partea bună a lucrurilor și să mă gândesc că sunt tânără, împlinesc 30 de ani și vreau să am o viață frumoasă, să trăiesc normal. Poate să fac și un bebe, chiar domnul doctor, asta vreau să mă întreb dacă este riscant sau nu.
pentru o persoană care are aceste diagnostice să facă un copil? În general, nu. Afecțiunea în sine nu pune neapărat riscul pentru o sarcină. Doar în situația în care aveți un episod puternic, să spunem cum a fost cel inițial, dar pe care sunt sigur că ați învățat cum să le evitați prin tot ceea ce faceți. Și atunci medicația de urgență care este necesară pentru a rezolva problema ce angioedemul sau criza de bronhospasm, dacă este foarte severă, adică respectiv adrenalina, poate să pună probleme legate de sarcină pe moment, pentru că poate să, mai ales când e sarcină avansată, poate să declanșeze anumite contracții la nivelul uterului și probleme de genul acesta. Dar altfel, afecțiunea în sine nu pune probleme. Chiar dacă este nevoie în timpul sarcinii, există tratamente care sunt acceptate, tratamente antihistaminice, chiar dacă nu sunt din categoria celor medicamente 100% sigure. Medicamentele sunt împărțite în mai multe clase în funcție de siguranța în sarcină, dar antihistaminicele sunt medicamente care pot fi administrate în sarcină cu recomandarea medicului, fără să pună probleme. La fel și medicația genul cortizonului, mai ales dacă este făcută pe termen scurt ca medicație de urgență, nu afectează sarcina. Deci, în principiu, nu ar trebui să aveți rețineri, doar să păstrați aceleași condiții pe care le respectați și acum și care vă asigură ținerea sau menținerea sub control a simptomatologiei și a afecțiunii. Aș mai vrea să vă întreb un lucru. De exemplu, știu că sunt foarte multe medicamente, mai ales antiinflamatoarele nesteroidiene, care nu sunt indicate la persoanele care au această afecțiune. Și aș vrea să vă întreb de orice tip de anestezie. De exemplu, merg la dentist, am voie să-mi fac anestezie. Asta o întreb și pentru cei care o să urmărească emisiunea. Sunt foarte mulți care vor să afle probabil răspunsurile. Noi suntem așa într-un grup de pacienți, să spunem, și sunt foarte multe întrebări la care mulți nu au răspuns. Iar aceasta este o întrebare foarte bună, la care și eu aștept răspunsul cu sufletul la gură. Sigur că și anestezicele locale se încadrează la medicamentele care sunt contraindicate la cei care au intoleranță la histamină și atunci de obicei nu e recomandată folosirea anestezicilor locale, gen xilină sau altele. Dar dacă este neapărat necesar și nu se poate altfel, sigur că se poate cu o premedicație face, în sensul că se pot administra antihistaminici înainte și, dacă e cazul, chiar și derivați de cortizon cu câteva zile înainte de intervenție și atunci, teoretic, receptorii de histamină fiind blocați prin aceste medicamente antihistaminice, simptomatologia ar fi ținută sub control și nu ar trebui să apară probleme deosebite, dar sunt de evitat aceste medicamente, sigur și anumite antibiotice, anumite decontracturante musculare, chiar și anumite antisecretorii gastrice, care nu se mai prea folosesc neapărat astăzi, sunt altele mai performante, mai moderne, dar antisecretorile, tocmai cele care acționează pe acei receptori anti-H2, adică cimetidină, ranitidină, pot fi contraindicate la cei care au reacții la histamină, au intoleranță la histamină. Deci, în general, pacientul cu această problemă ar trebui să aibă lista cu medicamente și medicii curanți sau cel la care se adresează să găsească alternative, iar în situația în care nu se poate, se face această pregătire a organismului, practic. Exact, da. Ada, care ți s-a părut cel mai greu lucru? Asta este valabil și pentru investigațiile cu substanțe de contrast, mai ales cu substanțe de contrast iodate.
pentru că și acestea pot să producă probleme la pacienții cu intoleranță la histamină și nu neapărat prin mecanism alergic, ci tocmai prin această degradare nespecifică. Și atunci, și în cazul acestor pacienți, există un protocol de reducere a riscului de anafilaxie și este indicat ca investigația respectivă să se facă în spital, unde să fie o secție de terapie intensivă și cu înștiințarea în prealabil a medicului anestezist că se va efectua această investigație la un pacient cu risc. Eu mi-am și notat. A, da. Care ți s-a părut cel mai greu lucru în tot acest an? Sincer, factorul psihic. Frica. Și gândul că ești diferit și că nu te mai integrezi cumva în grupul tău de prieteni, că nu mai poți mânca pizza, că nu mai poți să bei o bere, că nu poți, între ghilimele, să mai trăiești așa cum trăiesc ceilalți. Și este greșit cumva să o iei pe calea aceea, pentru că te afunzi și mai tare. Am lucrat foarte mult cu emoțiile mele și cu acceptarea. Pur și simplu că uneori trebuie să accepti lucrurile care apar în viața ta. Dacă nu poți să le schimbi, trebuie să le accepti. Și să te gândești că poate ai un scop. Și de aceea am și acceptat invitația să vorbesc astăzi despre asta, pentru că îmi doresc ca informația să ajungă la oameni, îmi doresc ca oamenii să știe despre această afecțiune. Sunt foarte mulți oameni diagnosticați greșit sau care poate au anumite simptome și nu merg la doctor. Mi-ar plăcea foarte tare ca toți oamenii să prevină bolile, să meargă la doctor și când sunt sănătoși, nu doar când au probleme, să-și facă analizele periodic, să aibă un stil de viață sănătos, pentru că, din păcate, noi de foarte multe ori ajungem să tratăm simptome și uităm să tratăm cauza, de fapt. Pentru că tu trebuie să tai, practic, rău din rădăcină. Să nu ajungi să ai acele simptome. Exact. Dacă nu suntem educați, să mergem la doctor și să avem încredere în ei, că de asta s-au făcut doctor, să ne ajute. Dacă nu mergem o dată pe an, nu de două ori pe an, să ne facem măcar hemoleucograma, să vedem dacă avem vreo infecție sau ceva în organism. Mi-ar plăcea că oamenii să devină mai conștienți de cât de fragil este de fapt corpul uman și că dacă se strică un șurub, nu poți să mergi ca la service să-l schimbi și că de fapt corpul e ca un lanț, ca un domino și dacă n-ai grijă de tine poate să cadă piesele rând pe rând. Mi-ar plăcea ca oamenii să nu ajungă să fie bolnavi. De asta am și acceptat să vorbesc despre asta, cu scopul de a ajuta și de a informa. Și ne bucurăm să te vedem că ești foarte bine acum și mult mai bine. Și aș vrea să întreb dacă tonusul tău așa general s-a schimbat, lăsând la o parte perioada în care te simțeai foarte rău. Această schimbare care s-a produs în viața ta, care a venit cu multe altele la pachet, ți-ai schimbat alimentația, ți-ai schimbat garderoba acum, pentru că ai slăbit foarte multe kilograme, chiar din primele luni. Da, am slăbit 11 kilograme. Pot să spun că viața mea s-a schimbat în bine, except acele episoade cu frică. Sunt eu mult mai liniștită, sufletește, emoțional, psihologic, sunt alt om și mă bucur foarte tare pentru că suntem ceea ce mâncăm. De când mănânc sănătos, sau mă rog, sănătos e un termen așa. Sănătos pentru tine, pentru organismul tău. Privit pentru organismul meu și corpul meu mă iubește și e lângă mine. Dacă eu i-aș da ceva ce nu are nevoie sau ce îi face rău, evident că se răzbună, se răzvrătește. Cred că ar trebui să ajungem să ne cunoaștem foarte bine, să ne ascultăm corpul, pentru că el ne transmite semnale, să ne iubim, să ne respectăm și așa putem să fim sănătoși, să evităm afecțiunile sau, dacă le avem deja, să le tratăm sau să le ținem măcar sub control. Cât de important a fost susținerea soțului tău? Știu că ai mai scris și ai mai vorbit despre cât de mult te-a susținut în această perioadă. Cât de important a fost pentru tine asta?
este, a fost extraordinar de important și este important în continuare. A fost 100% lângă mine, mi-a gătit de foarte multe ori, tot timpul se gândește de unde să-mi cumpere carne care să fie proaspătă și safe. În ultima perioadă am început să mănânc carne de porc din sursă sigură, pentru că porcul conține DAO și se asigură mereu să am toată mâncarea proaspătă, îmi gătește, mă răsfață. A înțeles și el ce înseamnă, s-a documentat și el și suntem o echipă frumoasă. Cum arată acum meniul tău pe care îl consumi zilnic? Acum știu că ai început să introduci și alimente care nu sunt neapărat safe. Da, dar care acum poți, după un an de zile. Faceți ca mine, acasă, dacă nu vă spune doctor. Mie mi-a spus alergologul să încep să introduc. Am mâncat pe jumătate de castravete, murat, făcut în casă, pus de soacra mea, fără aditiv și alte chestii. Și am reacționat bine. Apoi, după câteva zile, am mâncat 2, după care 3 și uite că îl tolerez. Probabil că se întâmplă la fel și cu cajul. Cajul, în cantități mici, îl tolerez foarte bine, deci pot să mănânc. Am mâncat și puțină varză murată, pentru că corpul, în perioada asta, cred că mi-a cerut probiotic natural, având în vedere și acea disbioză și problemă cu intestinul permeabil. Și dacă mi-a cerut, i-am dat. Și mă bucur că nu am avut absolut nicio reacție, m-am simțit foarte bine. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat astăzi să vorbiți cu noi, domnule doctor Ada, că ne-ai împărtășit un pic din povestea ta, domnule doctor, că ne-ați împărtășit un pic din cunoștințele dumneavoastră și sperăm foarte mult că cei de acasă care, nu știu, poate se confruntă cu anumite simptome, poate sunt diagnosticați cu această boală sau care poate au o persoană pe care o cunosc și este diagnosticată cu această boală, pleacă astăzi cu niște informații care să-i ajute într-adevăr. Sau măcar să le deschidă calea, ideea spre a afla mai multe despre asta. Încă o dată vă mulțumesc mult, Ada, domnule doctor. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă urăm o zi frumoasă în continuare.